După ce a mers incognito seara la urgența Spitalului Județean Timdeva și a constatat pe propria ei piele că oamenii sunt lăsați să aștepte ore bune fără să fie consultați, președintele Consiliului Județean Hunedoara a solicitat demararea unei anchete la secția de primiri urgențe și aplicarea sancțiunilor conform faptelor. I-am spus managerului unității să ia măsurile cele mai drastice cu angajații care nu respectă pacienții, care nu își fac datoria și care le vorbesc cu oamenilor obraznic. Sper că a fost o lecție pentru ei. De fapt, le-am și spus foarte calm și politicos. Dragii mei, aveți doar două posibilități. Să vă schimbați atitudinea față de pacienții care vin la urgență sau să plecați dacă nu vă convine locul unde lucrați, a declarat Laurențiu Nistor. Și administratorul public al județului Hunedoara, Costel Avram, a confirmat că se vor lua măsuri drastice împotriva cadrelor medicale de la Unitatea de Primiri Urgente din Deva. Conducerea spitalului va lua măsurile cele mai dure cu cei care nu doresc să-și facă datoria. Nimeni nu le cere absolut nimic în plus decât să își facă treaba, iar pacienții să fie respectați, a menționat Costel Avram. Se vorbește deja că prima măsură care va fi luată va fi schimbarea șefului de la urgențe Deva. Numai că schimbarea medicului nu poate fi inclusă în categoria măsurilor dure anunțate de conducerea CJ Hunedoara. Medicul, fără specializare în urgențe, fusese detașat de la un alt spital din județ, deoarece la Deva nu s-a prezentat nimeni să ocupe posturile scoase în mod repetat la concurs. Ceilalți vinovați de comportament neadecvat cu pacienții vor primi avertisment, ca așa prevede legea, fiind prima abatere dovedită. Și apoi să nu uităm că există un precedent creat în urmă cu 10 ani, când Mircea Ioan Moloț, președintele Consiliului Județean pe atunci, a renunțat să-l mai susțină la conducerea spitalului pe Silviu Didilescu, pentru ca să nu piardă susținerea electorală și voturile angajaților din Spitalul Județean Deva. Vor aplica și de această dată metoda șantajului electoral cei de la Spitalul Devean? Așteptăm cu interes raportul anchetei care va fi făcut public peste câteva zile.